Deputata partidului Șor, Marina Tauber, rămâne în arest în penitenciarul numărul 13 pentru încă 20 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Aștept o decizie corectă. Marina Tauber a fost escortată dimineață de mascații CNA la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana. Avocații ei au solicitat ca examinările să fie publice, totuși ședința s-a desfășurat cu ușile închise și a durat mai mult de 4 ore. Eu sunt sigură că adevărul va triumfa. Noi am vrut ca ședința să fie publică. Simpatizanții Marinei Tauber au manifestat la sediul judecătoriei. Pentru eliberarea Marinei, pentru toată scumpirea. Nu avem cu ce trăi. O să ne fie foarte bine dacă o să fie doamna Marina eliberată. A venit pentru Marina Tauber. Nu e vinovată. Noi dorim să meargă cu noi acasă. După pronunțarea deciziei, Marina Tauber a anunțat că va merge în apel. Este o decizie, desigur, că neașteptată. Acuzatorii de stat n-au putut să aducă nicio probă sau o demonstrație nouă care ar servi un temei sau un motiv ca eu în continuare să fiu deținută în penitenciar. Noi în continuare o să luptăm. Nu a fost un proces echitabil în care au fost prezentate probe noi. La prelungirea măsurii preventive, acuzatorul de stat era obligat să prezinte careva materiale noi. Deputata Marina Tauber e cercetată penal în dosarul privind finanțările ilegale a partidului Șor, iar luna trecută a fost plasată în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 din Chișinău.